Haideți să începem în forță cu primele declarații acordate fanatic de Mihai Rotaru, da? Principalul finanțator al Universității Craiova, da? Pentru că a fost derbiul ieri, derbiul din Bănie, un meci frumos, o să discutăm, bineînțeles. Dar haideți să vedem primele declarații ale lui Rotaru pentru fanatic. Seara, domnul Rotaru, o partidă de ținut minte, o partidă pe alocuri chiar de povestit nepoților. Bună seara, bună seara. Da, o repriză a doua foarte, foarte bună pentru noi. Am arătat atitudine și pentru mine asta este cel mai important. Este un meci de care pe care. Întotdeauna vor fi astfel de meciuri când jucăm în Bănie. Și vreau să felicit și jucătorii echipei gazdă de data asta. A fost un meci bun și mă bucur că s-a terminat cu rezultatul. Cum ați văzut meciul? Povestiți-ne puțin care au fost trăirile din prima repriză, care trăirile din a doua? Trist în prima repriză, jocul nu ne ieșea, apoi Vailo a făcut câteva schimbări și am pus punire pe joc. Pare rău că a ieșit Screciu, să vedem ce are, pentru că el ar fi o pierdere și pentru echipa națională și pentru Universitatea Craiova. Dar la pauză am zis că le dăm 3-1, gol în minutul 65, în mintea mea. 65, 70 și 90. Nu mi-a ieșit, mi-a ieșit în 70, 75 și 90 plus 4. Am avut o ocazie singur cu portarul, foarte simplu, să facem 3-1. Da. Mi-ar fi ieșit pronosticul, să spun, pe care vi l-am dat singur. Bun, da, am o întrebare. După o primă repriză atât de slabă, pentru că a jucat slab în prima repriză, asta este adevărul, un plus mare pentru formația lui Napoli, totuși cum v-ați gândit că veți reveni atât de spectaculos la 3-1? Sau nu știu, pe ce ați mizat? Pe modul în care am fost montați, pe modul în care au intrat în teren, știind că trebuie să lupte 90 de minute, 100 de minute, 120 de minute dacă e nevoie. Știam că intră, să dea tot un teren și știam că vor întoarce. Asta era feeling-ul meu. Uh-huh. Până la urmă, așa a fost. Da. Pentru că băieții chiar au arătat că sunt montați. Uitați-vă la Mitriță câte sprinturi bagă în minutul 90. Uitați-vă la Ivan, la Bayram nu mai vorbesc. Toți jucătorii. Anzor a fost foarte bine. Mateiu s-a bătut acolo. Căpă, Pancu, toți. Și atunci știam dinainte de meci că sunt foarte montați, știam de la înainte de meci că nu se ia în calcul decât victoria într-un meci ca ăsta și am avut încredere în ei. Îmi pare rău pentru Câmpanu că a avut o să dea 3-1, în primul rând pentru el și sigur pentru noi, stăteam liniștit încă un minut jumate. Da, și v-a stricat și pronosticul, cum se spune. Ca să zic așa. Nu câștigam nimic decât satisfacție personală, să spunem. Da, corect. Mitriță, bine, toți în a doua repriză, cam toată echipa s-a mobilizat, dar Mitriță, one man show, un golazo, pur și simplu, pasă genială a lui Bancu, Mitriță, golazo, acel lob fantastic, un jucător căruia, când am mai vorbit noi la Fanatic, știți că eu i-am zis că arată, păstrând toate proporțiile, ca Messi de România. Așa arăta și astăzi. Nu despre asta trebuie să vorbim la Mitriță de foarte multe meciuri încoace. Trebuie să vorbim de atitudinea lui, de cât efort depune pe teren, pentru că la el realizările vin de la sine. Ce este important să arate atitudinea și determinarea pe care a arătat-o, nu doar în meciul acesta, și în meciurile precedente. Și atunci lucrurile vor veni de la sine. Nivelul lui va crește, pentru că el este într-adevăr un jucător fabulos și l-așteptăm să dea mult mai mult. Atitudinea, asta este din punctul meu de vedere marele câștig al lui Alexandru Mitriță. Golul? Cum a fost? Fabulos. Da? Dar aveți pe domnul Niță acolo și pe domnul... Aveți un colectiv tehnic deosebit acolo. Da, da, așa e. Putem să ne ducem cu toții la o echipă cât de curând, ca să zic așa. Da, da. Bun. Portarul știi cine e, nu? Nu. Păi cine era liceu portarul de obicei? Cine? Ăla mai gras, adică eu? M-am prins repede. E o victorie importantă că ați bătut și echipa lui Mititelu, ținând cont de, mă rog, de tot războiul ăsta care nu se mai termină. Nu e un război, este, să spunem, o competiție. O competiție care este cu sentimente mult mai intense în oraș la noi. Dar, repet, jucătorii celor de la FCU chiar au făcut un meci bun și chiar vreau să-i felicit. Nu este nicio urmă de ironie. A fost un spectacol. Prima repriză au jucat foarte bine, a doua noi am jucat extraordinar și s-a întors jocul. Aveți așa o satisfacție că l-ați trimis, sau mă rog, l-ați păstrat pe Mititelu pe loc de baraj la retrogradare? Nu. Nici vorba, v-am mai explicat că pentru noi, gândiți-vă că acum ar fi trebuit să jucăm unde? La, să spunem, la Ceaclău, la Vaslui, ar fi trebuit să jucăm
foarte departe. Nu, am jucat acasă, am făcut 3 minute până la stadion, din cantonament. Da. Spuneți-mi, acolo speranța la titlu e, la un miracol? Sunt 7 puncte în momentul de față de FCSB. Toată strategia noastră este făcută pentru podiumul Ligii 1 și pentru Cupa României. Este foarte, foarte greu să ne gândim la campionat, dar este ambiția noastră să terminăm pe podium. Și asta vreau să facem. Bun, dar sincer, nici o virgulă așa la campionat, așa acolo, în sufletel acolo, undeva ascuns. Visele nu poate să ni le ia nimeni, nu? Întotdeauna visăm și e foarte bine, dar dimineața ne trezim. Da, da, și asta e adevărat. Deci, nu, deci realist vorbind, nu vă gândiți la titlu. Ne gândim să trecem peste CFR etapa următoare. Dacă noi câștigăm în Gruia, trecem peste ei. Dacă după aceea legăm și o victorie cu Rapidul pe Ion Oblemenco, suntem pe locul 2. Este, matematica e simplă. Da, porțile ni se deschid, ca să zic două așa. Două meciuri, trecem pe locul 2. Da, da, două da. Ați fost mulțumit ieri de victoria Rapidului? Nu mă interesează atât timp cât nu suntem noi cei implicați în lupta pentru titlul în acest moment. Mă interesează ce facem noi. Nu aveam timp să ne gândim la meciul Rapidului cu FCSB. Ne gândeam strict la meciul nostru. Dar aseară nu v-ați gândit așa cum v-a spus domnul Becali? Băi, Mihăiță, mă iau eu după Mihăiță, idiot. Păi nu trebuie să iau după mine. Trebuie să iau după domnia sa. Când i-a spus-o cu banca de rezerve? Nu, haide să nu mai intrăm acum în polemici, haide să ne bucurăm de victoria asta. E o sărbătoare în primul rând, și, în primul rând pentru Peluză. La Peluză am câștigat. Au fost extraordinari și suporterii noștri sunt ceva aparte când vor. Când nu vor... Da, am văzut că jucătorii imediat s-au dus în Peluză. Foarte frumos. Eu n-am fost la meci, din păcate, dar spectacol am înțeles, am vorbit cu colegii mei și sentimentele au fost foarte, foarte intense. A doua repriză, sincer, cum a trăit-o? Cu bucurie și cu speranță, dar speranță fundamentată, pentru că până la urmă, dacă o dădea campanul, era 3-1. Îmi pare rău în primul și în primul rând pentru el. A, știm ceva despre Scrieciu, ceva concret? Pentru că Scrieciu e foarte important și pentru echipa națională. Încă nu am nicio informație, voi afla în următoarele momente. E una, domnul Rotaru, e una dintre cele mai frumoase victorii de când sunteți la Craiova? Au fost multe victorii frumoase. Au fost când Dumnezeu să-l ierte la mormântarea lui Ilie Balaci, când a câștigat în fața FCSB-ului cu 2-1, când am bătut în minutul 93 CFR-ul cu 2-1, când am câștigat în Gruia. Nu, au fost multe victorii. Aici e o victorie, să spunem, de etapă. Bine, și de orgolii, bineînțeles că nu. De sentimente trăite de către suporteri. Este o victorie foarte, foarte importantă pentru suporteri. Iar noi suntem formați ca să satisfacem suporterii. Ei și-au dorit și își doreau foarte mult această victorie și au primit-o. Ați fi digerat o înfrângere? Din asta este făcut sportul, din victorie și înfrângeri. Aș fi digerat-o, dar mai greu, normal, da? Dar până la urmă o digeram. E ca atunci când mănânci carne de porc la grătar cu cartofi prăjiți. Se spune că este imposibil de digerat, dar ea totuși se digeră. Se tot vorbește domnul Rotaru și de multe ori l-am criticat pe Ivailo pe TV. Este victoria lui Ivailo astăzi, apropo, și de tot ce s-a întâmplat în a doua repriză? Este și victoria lui, pentru că a fost inspirat. Campanul a intrat foarte, foarte bine. Ivan s-a bătut cu ei, a fost acolo, l-a trecut pe Mitrița în centru și a schimbat-o jocul în acel moment. Este victoria tuturor, este victoria lui Petev, a staff-ului lor, a lui Pancu, a lui Mitrița, a lui Iura Badeli, care a jucat foarte bine. Toți, Anzor, din punctul meu de vedere, și-a făcut foarte bine treaba la mijlocul terenului. Bairam iar începe să facă diferența. Bairam, ușor, ușor, dar vorbeam cu dumneavoastră acum 2 luni de zile. Bairam va redeveni ușor, ușor jucătorul pe care știți și de care Universitatea Craiova are nevoie. Da, nu v-am întrebat de pe TEP pentru că știți cum e. De multe ori criticile s-au dus poate și nedrept împotriva lui. De-aia v-am întrebat dacă este... Mie mi s-a părut că e victoria lui astăzi, a lui pe TEP. Este și a lui, este victoria tuturor, dar sigur că el a avut un merit foarte, foarte mare. Da. Totuși puțin spectatori. Mă așteptam de ce nu mai vine lumea la meciul la Craiova? Nu, noi ne-am făcut datoria. Noi am umplut Peluza. Peluza noastră a fost fantastică. Asta am avut pentru suportul Universității Craiova. Noi am avut bilete în Peluza lor, doar acolo. N-am avut în altă parte. Restul trebuie să întrebați echipa gazdă de ce au fost puțin. Am înțeles. Deci o victorie care vă unge pe suflet, nu, domnul Rotaru? Care ne bucură. Nu e de uns pe suflet. Este o victorie care ne bucură. Mai ales prin prisma trăirilor de suporter și trăirilor ale suporterilor. Urmează CFR-ul.
Mare meci contra lui Mutu. Da, este un meci, mai ales că jucăm la ei acasă. CFR e o echipă foarte grea, ați văzut-o cu toții. CFR-ul nu moare. CFR-ul are 10 vieți. Și va fi un meci foarte, foarte greu. Dar repet, noi cu o victorie urcăm pe podium. Cu două victorii urcăm pe locul 2. Cu trei victorie, visele încep să prindă aripi. Haideți să vedem ce facem la CFR, să câștigăm acolo. După aceea vedem. Am înțeles. Băieții au avut astăzi vreo primă, domnul Rotaru? Nu, nu. Nici o primă specială? Nu, nu, ar trebui să dăm alte conotații acestui meci, n-am vrut. Dar nu cred că aveau nevoie de vreo primă. Mai ales că ei sunt datori în momentul acesta. Adică? Adică locul pe care îl ocupăm în acest moment nu este conform cu pretențiile noastre. La câte puncte ați fi fost de FCSB dacă n-ați fi rosit niște puncte prostești, aș putea spune? Dacă gândiți-vă, am fi fost undeva la 3-4 puncte, maxim. Maxim 3-4 puncte în acest moment. Da? Maxim, maxim. Pentru că gândiți-vă la puncte pe care le-am avut în buzunar. 2-0 acasă cu Iașu. 2-0 acasă cu Cluj. Meciul de la Botoșani, încă 2 puncte. Meciul cu Tarat, încă 2 puncte. Meciul cu Cluj din deplasare, când am avut ocazia aceea rarissimă să facem 2-0 în minutul 90. Sunt 10 puncte, da? 15 minus 10 sunt 5. De împărțit la 2, eram la 2,5 puncte de loc întâi în acest moment. Da, așa este. Mitriță, credeți că la cum joacă Messi de România poate fi ocolit de echipa națională? Poate întâmpla orice, dar, repet, vreau să ne uităm la Mitriță, la atitudinea lui, pentru că, până la urmă, acesta i-a fost reproșat de-a lungul timpului. Atitudinea lui este de jucător, de lider, care poate să tragă echipa după el. Și exact cum am zis, este jucătorul care poate să-ți rezolve singur meciul. Da, Messi de România, haide să nu ne ferim, chiar dacă poate sună exagerat, da? Hai să facem și noi vedete aici în Superliga, domnul Rotaru. De ce să ne ferim? Asta trebuie să facem, nu? Suntem Messi de România, de ce să nu-i spunem? Nu trebuie să vă feriți nici asta de cuvinte. Este fabulos, adică el acolo, gândiți-vă că a dat un lob cu piciorul slab, piciorul stâng. Dar să nu uităm pasa lui Banco. Da, pasa lui Banco absolut incredibilă. Da, Messi de România, Mitriță, o partidă bună de tot, dar Rotaru cam chitros. Nu le-a dat nicio primă la băieți, nimic, ca ieri. Da, că era meci important și ca orgolii și să-l bată pe Mititelu. Nu, fii atent, și să-l bată pe Mititelu, așa, dar era meci important și pentru puncte. Pentru că eu vă spun ceva, adică vă spun clar, vă spun. Și eu vă spun că Rotaru undeva, așa, visează acolo la un miracol. Speră la un miracol. Nu? E cam tot ce le lipsește în ultima perioadă, în ultimii ani. Un titlu. Da. Toți spun asta, la unison. Da, sunt la 7 puncte acum, la înjumătățire. Hai să vedem clasamentul. Hai să vedem clasamentul. Ia uite cum stau ca soldăței dozele. Da, cu a Flavors și da, cu mi le-am luat. Puncte, ca voi, v-am dat două voi, da, moderatorul. 3-4-3. Moderatorul, da, 3-4-3. Da. Ia cum jucăm? În 2-3-2. 3-4-3, uite. Da, 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 sau 4-3-2. 4-3-2. Da, Paolo, da, ne-a eliminat un jucător. Da. Dar ia să vedem, dați-mi clasamentul de... clasamentul de play-off, da? Ia să vedem de unde începem, măi, oameni buni, da? Deci de-abia aștept. Deci o să fie 10 etape, deci dorm aici, la televizor. Cel mai nebun play-off. Bănele, la televizor dorm. Și la site și la televizor. Îți dai seama cum era să fim și noi în play-off? Da. Deci fii atent. FCSB 32, Rapid 28, CFR 27, da? Universitatea Craiova 25, Faru 22, Sepsi 22. Deci Rotaru la 7 puncte de FCSB. Eu vă spun că Rotaru speră și Craiova speră. Știi, e greu, dar știi. Bun.